Acuatim anunță că presiunea apei va fi scăzută în mai multe localități din județul Timiș. Această situație va fi temporară și se datorează unor lucrări de spălare a rețelelor de distribuție. Vineri, 27 septembrie, între orele 9.14, presiunea va fi redusă în Pietroasa, Poieni, Crivina de Sus, Bethausen, Lecușești, Cutina și Cladova pentru lucrări de spălare a rețelelor de distribuție. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție, transmit reprezentanții Aquatim.